Flăcările care au cuprins aproximativ 10 metri pătrați de vegetație uscată au fost observate la timp de către locatarii caselor din zonă. Ne sună fiica mea că vede că a început să ardă acolo în capătul ăla și vede un om că vine repede aici, se uită la noi peste poartă, nu vede nimic, lumină la bucătărie și dintr-o dată vede fiica mea că omul a dispărut și aici a început să ardă coroanele de brad, care ard rapid. Vă dați seama că s-au ridicat imediat flacăra până... Mami, vine repede acasă că ne ia foc... curte, acasă, că avem lemne aici în curte. Pompierii au reușit să stingă focul în jumătate de oră, evitând extinderea acestuia la morminte și la casele din vecinătatea cimitirului. Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la cimitirul Micălaca. S-a intervenit cu auto specială, cu apă și spumă. Acum așteptăm cei de la gospodăria comunală să intervine pentru a curăța locul afectat. Astfel de incidente nu se întâmplă pentru prima dată. Un incendiu similar s-a petrecut atât aseară cât și în săptămânile trecute. Și nu-i prima oară, păi da, aici în fiecare săptămână dânsi sunt martori, pompierii că vin, că și aseară mi-au zis, în fiecare săptămână noi venim la cimitir să stingem focul. Din primele cercetări iese că incendiul a fost provocat de o persoană care făcea curățenie în cimitir.